Hei, ce faceți? Bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. Eu sunt Laura și astăzi o să facem un unboxing haul. Mi-am comandat un Vitamai pachetoi de pe ASOS și nu l-am deschis încă. L-am primit de ieri, dar nu l-am deschis, deci m-am ținut tare. Și am zis să fac un clip și să vă arăt ce mi-am comandat. Poate vă mai inspir și pe voi, poate vă place și vouă ceva, nu știu. O să le și probăm. Eu mi-am mai comandat de pe ASOS și vin chestii mișto, dar câteodată mai dau și greș. Dar da, haideți să-l deschidem, că sunt foarte, foarte entuziasmată și să vedem ce e înăuntru. Adică eu știu ce e înăuntru, doar că să vedem cum arată, ce fel de material au, dacă îmi vin, dacă mi se potrivesc. Așa. Și o să luăm prima punguță. În prima punguță am un cardigan mișto, o flaneluță drăguță tare. Am luat-o eu pentru Valentine's Day, nu neapărat, dar îmi plac chestiile roz și așa bombonicioase și drăguțe. Așa, haideți să vedem. Ok, asta este. E un pic cam larg așa. Așa arată, cu multe, multe inimioare. Roz. Așa. Are și niște năsturei drăguți. Nu știu dacă îi vedeți voi acolo. Așa. Pam, pam. Da, e drăguță. Acum să văd cum o să-mi stea cu ea. Materialul e drăguț. Nu e foarte groasă. Deci, nu mai bună. Drăguță, nu? Acum să vedem cum îmi stă cu ea. Haideți să o probăm. Ok, cam așa arată cardiganul, primul cardigan și mi se pare tare drăguț. Eu mi l-am luat cu o bustieră așa pe dedesubt, dar na, se poate lua și cu altceva, nu știu, încă nu m-am gândit. Și l-am pus așa un pic pe umăr și mi se pare că arată tare, tare drăguț. Sau îl putem purta pur și simplu așa. Drăguț. Îmi place tare mult, părea larg așa, dar nu, se așează drăguț și putem să-l purtăm și așa și așa și deschiat și cum vrem noi, dar da, mi se pare foarte, foarte drăguț. Îmi place mult și e foarte așa girly, feminin, jucăuș, drăguț, îmi place mult. În următoarea punguță, asta este. Am o pereche de ciorapi cu floricele. Așa. Deci sunt ciorapei negri, subțiri, cu... nu știu ce au pe ele, margarete, ceva. Așa. Și am zis că-s fain așa de primăvară să iau la, nu știu, o fustiță sau ceva, pentru că nu prea am ciorap, adică nu am nicio pereche de ciorap așa cu model și mi s-a părut drăguț și am zis să îi iau. Așa, mai departe, mi-am comandat o curea de pus în talie, pentru că am curele, dar din astea foarte, foarte simple și asta mi s-a părut drăguță. Mi s-a părut. Dacă aș ști cum vine... Ok, stați așa un pic. Ok. Astea se pot da jos. Nu știu cum vine. Ok, deci astea se pot da jos. Practic, cureaua e asta. Așa, așa, da? Și are o cataramă în formă de inimioară și are multe, multe, multe găuri din astea. Și cred că astea ar veni... agățate cumva? Habar n-am, da? Văd eu cum o pun. Da, cred că vin agățate cumva de asta. Nu știu, haideți să încerc să o pun cumva, să vedem cum vine. Ok,
Nu luați în seamă așa rău, chiar am pus-o pe asta pe mine, că e prima pe care am găsit-o, mi-a venit la mână. Dar eu nu știu cum vine cureaua asta, sincer. Nu știu ce să fac cu astea, practic. De unde le agăți? Habar n-am. Doar dacă mă uit în poză. Stați așa să mă uit în poză. Din ce am văzut eu în poză, ar trebui să vină așa. Așa. Și așa. În fine. Nu mă dă pe spate. Deci, practic, o să o port fără chestiile astea. Pur și simplu o să o port așa. Eu zic că e mai drăguț așa, fără prea multe țărțămuri și briz-brizuri și alte chestii. Deci, da. O păstrez așa simplă. Alea, nu știu, nu fac nimic ele, probabil. Mai departe, am punguța asta mică. Și cred că e un inel, că am comandat un inel din alea de care se poartă acum, din plastic mari. Așa. Ta-da! Acesta este roz așa și cu o dita mai inimioara. Zici că e un mare ghiul așa. Oh. Mi-am luat mărimea M, dar pare mic. Ok. Așa vine. Interesant. Probabil că nu o să-l port decât, nu știu, într-un clip sau la o poză. Da, e drăguț. Am văzut că se poartă acum. Am văzut pe tot Instagram-ul. Și bineînțeles că l-am luat tot roz, că am avut eu un cap să fac niște ținute pentru Valentine's Day, pentru ziua îndrăgostiților. Da, o să vedeți că majoritatea chestiilor pe care le-am luat au ceva inimioare pe ele. Nu știu ce mi-a venit mie. În următoarea punguță avem tot un plovăraș. Sper să fie drăguț. Așa. Ui, e cam mare. Așa arată, practic e pe gât așa și tot inimioare are, este negru, este un pic oversized, dar mi s-a părut drăguț și vedem noi cum îl asortăm cu ce îl luăm și să arate bine, sper să arate bine, îl probez și o să vedeți sigur cum arată, este mărimea S, da, mărimea 6. Heartbreak se numește. Așa. Drăguț, drăguț. Hai să-l probăm. Ok, nu prea știu ce să zic de asta. E un pic cam mare, așa. E drăguț, are material drăguț și se așează destul de ok. Îmi plac mânecile că sunt lărguțe așa. Și vine drăguț aici pe gât, așa. E drăguț. Acum nu știu ce să zic. Voi ce ziceți? Da, e destul de drăguț. Mi se pare cam lung așa și nu știu. Poate dacă o să-l bag un pic așa în pantalon, gen. Să stea cumva așa. Nu știu. E drăguț. Am așa mixed feelings despre ăsta. Dar se vede drăguț, nu? Eu așa zic. Se vede drăguț. Da, cred că îl păstrăm. Mai departe am o pereche de șosețele. Mi-am comandat eu tot roz, tot cu inimioare, de ce nu? Așa. Sunt drăguțe și m-am gândit că se văd drăguț la o fustiță. Așa. Drăguțe, nu? Da. Sigur se văd fain cu o fustiță și cu niște tenis sau adidas sau chiar niște... am uitat cum se numesc. Da. Da. Sunt drăguțe. Îmi plac mult.
sunt mai primăvăratice, nu sunt chiar pentru acum, dar le păstrăm, le păstrăm. Ce avem mai departe? Avem o pereche de colanți. Mi-am luat și eu în sfârșit o pereche de colanți. Cam vreo 3 pe care le port în continuu. Adică eu nu port colanți de obicei decât atunci când fac sport. Și da, doar pe alea și am zis că ar fi cazul să mă mai înnoiesc puțin cu hainele de sport și să mai iau ceva nou ca să fac mai cu sport și mai cu drag. Ăștia sunt. Sunt pur și simplu așa subțirei, drăguți, îmi place mult culoarea. Na, v-am zis, îi port doar la sport, deci o să fie bine, dar îi probăm și pe ăștia să vedem cum vin. Nu-s lungi și asta îmi place, că nu o să stea încrețit așa jos. Și îmi place și culoarea. Și au și o bată așa mai lată sus. Ăștia sunt de la Only Play. Ok, ăștia sunt colanții. Sunt drăguți, v-am zis, eu îi port oricum doar la când fac sport. Se așează drăguți, nu sunt nici lungi. Am un material drăguț și ușor, așa, comod, nici nu-i simt pe mine. Da, sunt foarte fain. Îi păstrăm. Îmi plac mult. Ăștia, da, ăștia îmi plac. Ce avem mai departe? Mai departe avem o pereche de blugi de la Bershka. Mi-au plăcut mult pe model, dar, na, acum vedem cum o să stea pe mine. Sper doar să nu fie foarte, foarte lungi. Mereu mi sunt lungi blugi și dacă mi-au de la Petit, îmi sunt scurți. Da. Povestea vieții mele. Sigur sunt lungi. Sigur sunt lungi. Am o șliță așa aici și practic sunt drepți. V-am zis, arătau super bine pe model. Da, na, eu nu sunt modelul, dar vedem. Vedem cum arată. Îmi place culoarea, îmi place că sunt mai deschiși, îmi place că sunt drepți. Da, sunt fain. Sper să-mi vină, parcă mici, nu? Da, sper să-mi vină. Da, ăștia sunt. Sper să vină fain. Sigur mi-s lungi. Da, ori fac eu o prostie și tai, ori țin și por cu tocuri, că mi-a mai tăiat blugi și sau altfel de pantaloni și n-a ieșit foarte bine, că nici nu genul care măsoară înainte și așa, nu, îi tai așa după ochi și de multe ori îi tai mai scurt sau, în fine. După cum băneam, blugii sunt lungi, cam așa de lungi, deci destul de lungi. De așezat se așează fain. Un pic cam strâmț, ar zice eu, dar adică nu că mă strâng sau ceva, s-o chinei, doar că ar fi mers, cred, cu o mărime mai mare sau ar fi fost prea mare, habar n-am, doar că sunt lungi, nu știu să fac ei. Să-i păstrez și să-i port cu tocuri sau să-i păstrez și să-i tai sau să-i nu-i păstrez, acum nu știu, ok. Se așează frumos și așa pe talie, au talia înaltă. Și la spate. Și vin așa drăguț și cu bluzița asta. Nu știu ce să zic de lungimea lor. Nu știu. Habar n-am. Nu știu. Să-i păstrez, să-i... Ce să fac cu ei? Nu știu ce să fac cu ei. Îmi place mult cum vin în partea de sus. Mă enervează în partea de jos că sunt lungi. Dar sunt drăguți. Da, nu știu. Vă voi ține la curent. Dacă mă vedeți îmbrăcată cu ei vreodată, înseamnă că i-am păstrat. Dacă nu, înseamnă că i-am returnat. Mă mai gândesc. Și ultima chestie și chestia pentru care sunt cea mai curioasă. O pereche de Adidas, tare, tare drăguț. I-am urmărit eu mai de mult, dar acum i-am găsit la reducere și am zis că nu trebuie să-i ratez. Mai am ceva aici în cutie. Cred că tot un corier. L-am văzut pe Instagram la Marilu și mi-a plăcut mult și am zis să mi-l iau și eu. Așa. Uuu.
cât de drăguț! E super fain. Mare, e mare, e baban, dar e drăguț, e foarte drăguț. Și abia aștept să găsesc niște ținute la care să îl port. Fain, foarte fain. Și e fix de la ei, Asus Design. Da, îmi place, îmi place mult ăsta. Să pun apoi în asta cu bule. Așa. Și papucii. Ta-da! Poate nu știu cine știe ce, dar mie mi-a plăcut mult. Sunt ăștia. Așa. Deci, ăștia sunt papucii. Așa arată. Mie mi se par foarte drăguți. Foarte, foarte drăguți. Sunt pic așa. Suciți, dar cred că asta are în cutie. Eu zic că-s fain. I-am văzut eu mai de mult și mi-au plăcut. Și... da. Stați așa, spun cutia jos. Îmi plac mult papucii albi, dar îmi place și că au detaliul ăsta așa cu roșu aici. Și forma lor îmi place mult. Și da, sunt fain. Sunt foarte fain și am vrut să-mi iau, știți, Nike-urile alea Air Force One pe care le poartă toate fetele. Îmi plac și mie, dar pentru că tocmai din faptul că au prea multe fete și băieți, că toată lumea are Air Force One, nu mi-am luat, nu mi-am luat niciodată, chiar dacă îmi plac. Și ăștia mi se par un pic asemănători și îs drăguți. Deci atât, atât cu clipul de astăzi, atât mi-am comandat. Să-mi lăsați în comentarii ce v-a plăcut cel mai mult din ce mi-am comandat. Mie îmi plac mult papucii, foarte mult, cred că-s preferații mei. Dar da, cam atât. Ne vedem data viitoare cu un clip nou. Mulțumesc că v-ați uitat și da, ne vedem data viitoare. Aveți grijă de voi. Pa, pa!